Situația alarmantă cu care populația s-a confruntat în ultima perioadă în privința virozelor respiratorii s-a ameliorat. Astfel, numărul îmbolnăvirilor este în continuă scădere, cauza probabilă fiind și temperaturile cu mult ridicate peste limita normală înregistrate în această perioadă. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică susțin că numărul cazurilor de viroze respiratorii este în continuă scădere în județul nostru și se pare că vârful îmbolnăvirilor a fost depășit, acum curba acestora fiind descendentă. În ultima săptămână s-au diagnosticat 1000 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, dintre care 32 de cazuri au fost internate și 344 pneumonii, 51 dintre cazuri fiind tratate în spital. Situația pe grupe de vârstă rămâne neschimbată, în sensul că cea mai receptivă grupă rămâne tot 0-4 ani, aici înregistrându-se peste 360 de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 23 de cazuri spitalizate și 106 pneumonii, din care 29 spitalizate. Până în prezent, în Dâmbovița nu s-a înregistrat niciun caz de gripă. Orice persoană care are simptomatologia specifică gripei trebuie să se prezinte la medicul de familie. Simptomele care ar trebui să dea de bănuit sunt starea febrilă între 39 și 40 de grade, frisoanele, durerile de cap, durerile musculare, astenia fizică, gâtul roșu, răgușeala, tusea uscată, lipsa poftei de mâncare, grețurile și chiar vărsăturile. Medicii recomandă ca în perioada rece să evităm pe cât de mult posibil deplasările în zonele aglomerate, dar și contactul cu persoanele bolnave. Foarte importantă este și igiena proprie.